Capitala Moldovei este gaza forumului orașelor înfrățite, conferință organizată cu scopul de a îi aduce împreună pe reprezentanții autorităților locale și județene din Iași și pe cei din Republica Moldova și Ucraina. De altfel, deviza forumului este Iașul care unește. În această primă ediție, forumul vine în susținerea colaborării dintre orașele înfrățite și identificarea de noi oportunități de parteneriat instituțional între ambele maluri ale forumului, între orașele Activitatea de astăzi reprezintă un puternic mesaj de susținere a comunității locale din Republica Moldova și Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Oportunitățile administrației locale în atragerea de fonduri europene nerambursabile în procesul de integrare europeană este principala temă de discuție. Lucrările forumului sunt vaste, având în vedere că municipiul și județul Iași au o experiență îndelungată în derularea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă. Aceste două țări au dat startul într-un proces foarte important de integrare europeană. Iași își dovedește din nou rolul esențial pe care îl are pe frontiera de răsărită a Uniunii Europene prin promovarea acestor două programe și sigur ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Iași cred că este garantul calității statutului de membru a fiecărui stat european, pentru că noi am arătat foarte clar cum ne-am dezvoltat sub auspiciile comunității europene, cum eram în momentul integrării și cum am ajuns astăzi. În ultimii 10 ani, cred că și cu sprijinul României, cu fonduri guvernamentale sau de la bugetele noastre locale, satul sau orașele moldovenești arată mult mai bine. Eu sper din tot sufletul ca, odată cu referendumul din 20 octombrie, cetățenii Republicii Moldova să aleagă calea spre Europa și parcursul european și evident că, așa cum s-a dezvoltat România de 17 ani de când este membru a Uniunii Europene, să o facă și Republica. Optimism și încredere se cita pe echipurile reprezentanților primăriilor din Republica Moldova. Multe dintre orașele de peste Prut sunt înfrățite cu localități mai mici sau mai mari din județul Iași. Prin urmare, se pot dezvolta oportunități de colaborare pentru ca orașele și comunele de dincolo de Prut să obțină finanțări nerambursabile pentru proiecte de infrastructură. Orașul Călăraș este înfrățit cu 3 localități din România, municipiul Iași, orașul Covasna și municipiul Călăraș. Respectiv, ne vedem cu colegii primari aici, din România. Vrem ca pe viitor să inițiem proiecte comune, să dezvoltăm comunitățile atât din Republica Moldova cât și din România, prin proiecte europene, pentru a avea un confort pentru cetățenii. Oportunitățile pentru dezvoltarea localităților, în primul rând din Moldova, aș vrea să învățăm să nu facem greșeala care a făcut-o România în timpul de aderare la Uniunea Europeană. Cu primăria Iași fiind cel mai aproape vecinătate, care au experiență foarte, foarte mare în absorpția fondurilor și socot ca fi un învățător foarte bun pentru a ne ajuta la absorpția fondurilor europene. Am gândit acest forum pentru a da un suflu, un impuls cooperării la nivel de regiune. Fiecare din ei, poate mai bine decât noi, cei care deținem pârghii la nivel guvernamental, cunosc necesitățile de dezvoltare la nivel de localități. Și în felul ăsta, mână în mână, punem umărul pentru a crește prosperitatea economică a Republicii Moldova. Forumul orașelor înfrățite se desfășoară în perioada 23-24 septembrie. Pe parcursul celor două zile, invitații pot descoperi oportunități de finanțare nerambursabilă și vor afla calendarul depunerilor de proiecte. De asemenea, cei din administrația locală a municipiului și județului Iași prezintă stadiul de implementare al proiectelor de dezvoltare urbană și rurală. De asemenea, au loc prezentări pe tema dezvoltării de infrastructură școlară, medicală și proiecte sociale. Și asta deoarece de ani buni Iașul a beneficiat enorm de pe urma aderării României la Uniunea Europeană, iar acum este momentul ca și localitățile din Republica Moldova și Ucraina să învețe cum să acceseze fonduri europene.